Este sâmbătă după masă și am venit într-un sat departe de Rububuri. Este satul în care am vizitat și am găsit majoritatea copiilor dormind pe jos, pe rogoji. Și cred că doi copii am găsit încălțați în satul ăsta și am zis că vrem să le cumpărăm papuci. E cald, acum e praf, ne-am cumpărat șlapi. Am venit cu 700 de perechi aici. Mami vorbește românește cu cineva de aici, crede că înțelege. S-au adunat copiii. Și femei avem și pentru femei. Și pe ele le-am găsit despulte. I-am pus să facă linie ca să fie ordine, să putem să le dăm. Deci toți copiii din satul ăsta sunt desculți. Piciorușe desculțe pe pietri, prin praf. Yes. Max to tirenis. Picioare de scurte. De sentit pe coada până acolo. Tot ce am venit să primească papuci, ne bucurăm. Vrem să-i dăm pe toți. De asta i-am adus, să-i încălțăm. Foame rabdă. Încălțăminte n-au. De dormit dorm pe jos. Este o viață foarte grea aici. Și femeile în partea cealaltă. Am zis că le dăm după ce dorim copiilor. Tot desculțe, vreo două sau trei au papuci. Aici copiii care au primit deja. Ei au primit deja, sunt încălțați. Nu știu să zâmbească. Eu mă bucur foarte tare pentru ei și pentru mamele lor. Dumnezeu să fie slăvit. Vă mulțumesc vouă, celor care dăruiți, care sunteți alături de noi. Dumnezeu să fie slăvit. El să vă binecuvinteze, să vă răsplătească.